Un bărbat din Iași a fost găsit fără suflare după un scandal cu iubitul său. Cei doi locuiau împreună într-un cămin pentru nefamilii și vecinii spun că se certau foarte des. Victima se filma îmbrăcat în haine de femeie și punea filmulețele pe TikTok. Avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Adică eu aduc bărbați în casă, mă, și aduc și mie în casă, gratis. Totul a avut loc într-un bloc din cartierul Tudor Vladimirescu din Iași. Vecinii au fost cei care au alertat autoritățile. Spun că au auzit ore întregi muzica dată tare în apartament, dar și scandal, lucru care i-a pus pe gânduri. De dimineață s-au amenințat, o spus că ieri au auzit toate vecinii că dimineață s-au amenințat, că te omor. De altfel, vecinul care stă ușă în ușă cu cei doi spune că se certau mai tot timpul, așa încât și oamenii legii au venit în câteva rânduri să-i verifice. Beții, unul din ei, sau erau mai mulți care erau homosexuali, nu știu. Aștepta să ajungă la crimă? Da, inevitabil, pentru că din cel puțin de două ori pe săptămână veni poliția la ei. Era vreo două persoane, tot cu el, prieteni, și nu știu la ce s-a la ceartă. Cred că o băut, nu știu ce s-a întâmplat. Bărbatul fusese gonit de acasă de către părinți și locuia chiar la cel care se presupune că i-a luat viața. Mama așa nu m-a mai vizitat. Nu? Ce mai vizitat? Deloc. Trupul victimei a fost dus la morgă pentru necropsie, iar presupusul criminal în vârstă de 40 de ani a fost audiat de procurori. Deocamdată, anchetatorii nu au dat un verdict și consideră decesul victimei ca fiind moarte suspectă.